Astăzi e a doua zi de când sunt tic. Bună dimineața și salutare lume. Eu acum o să plec din nou în oraș de dimineață pentru că trebuie să fiu alături de Sabina și de Bebel. Adică sper ca să pot să îi văd și eu sper să mă lase să îi văd astăzi în sfârșit. Dar na, nu știu, vom vedea. Iar acum o să plecăm în oraș. Deci nu-mi place deloc cum cade soarele pe mine, pare foarte urât, așa îmi vine jumătate de față. Da, deci am ajuns în oraș de vreo 4-5 ore, e aproape ora 1. Eu sunt pe drumuri, am făcut o grămadă de drumuri prin oraș, după acte, după certificat de naștere, chestii, du-te acolo, du-te la doctor, du-te la un alt doctor, la medic, așa mai departe, etc. M-am dus prin mai multe locuri, iar acum stau, pentru că nu am reușit să îl văd pe Bebel decât încă vreo 2 sau 3, 5 minute maxim. Am vorbit puțin cu Sabina, mi-a scos Bebelul la geam pentru că da, nu poți să-l vezi, adică poate să ți-l aducă o asistentă 2-3 minute să te uiți la el, dar cam atât. Bine, na, nu te lasă să-l ții în brațe încă decât atunci când îl vei scoate pe ușa spitalului și acasă. Și acum nu am stare, nu știu ce să fac. Da, deci asta am făcut, m-am uitat puțin la propriul meu copil pe geam și doar cam atât. Și da, și Sabina se simte mai binișor și a mai revenit, este foarte obosită, se vedea probabil și pe fața ei, da, este foarte, foarte obosită, vă dați seama că nu a mai făcut duș de 2 zile, este acolo și nu ai condițiile necesare ca și acasă. Iar acum eu mă plictisesc îngrozitor de tare, adică nu mă plictisesc, am o stare foarte ciudată pentru că sunt nervos, așa, sunt într-o stare, nu am ce face, vreau să vină mai repede acasă, vreau să îi văd și nu știu ce să fac, nu am ce să fac acasă, nu am ce să fac prin oraș, mă plictisesc și cred că am să mă duc la o baie, la Siret. Am să vorbesc acum cu niște prieteni și zic, băi fraților, și așa afară, deci astăzi este caniculă, toată săptămâna asta este caniculă, astăzi este deja vinerea, a doua zi, deci de când sunt adic, mă repet din nou. Iar acum m-am gândit ca să mă duc la plajă, așa că o să vorbesc cu niște prieteni și o să mergem acolo. Tocmai ce am găsit un loc super, super fain și acum o să oprim puțin, că vreau ca să sar și eu aici pentru că nu mă pot abține. Am văzut niște băieți sar undeva într-un loc foarte șmecher, o să vă arăt imediat. Ceea ce urmează nu am mai făcut de foarte mult timp pentru că nu am mai găsit un loc de genul ăsta, dar nu mă pot abține pentru că e criminal de sărit aici. Vreau să încerc să dau câteva flipuri de la înălțime și acolo sunt mai mulți băieți. I-am văzut deodată că săreau ei aici și locul ăsta e genial, deci uitați-vă cum ar veni, e apa foarte, foarte mare. Și da, dăm înainte. Ce beleag! Acum urmează un dublu! Vreau să încerc ceva, ceva ce n-am mai făcut de mult. Trebuia să trag mai mult. Prima tentativă a fost asta. Bă, deci e bele apa. Mi-a luat doar niște sărituri. Mai încercăm, mai vreau să mai fac vreo 2 tricuri. Profităm. Ăla-i bă! Mare like pentru asta, urmează ceva și mai și mai tare. Apăsați un mare like acum și urmează un dublu. 2, 1, 3! Hop! Hop! Aia! Zece mii de like-uri vreau pentru asta, că am dat cu fața. Mai dau o dată, mai facem o dată, dublu, încă o dată. Ăla-i mă! Ăla-i mă! Mai bine tura asta? N-am mai dat dublu backflip de 3 ani, din 2014. 3 ani, oh, mamă. Gata, schimbăm locația și mergem într-un alt loc unde se facă baie și băieți, pentru că ei nu au curaj ca să sară aici. Iar pe băieții ăia habar nu am cine sunt, nu-i cunosc. Dar i-am văzut că săreau și am zis că trebuie să sar și eu neapărat. Măcar o dată, de 2, de 3, 10 ori.
Mergem în altă parte acum, mergem la niște mici lacuri, să le zic așa, de fapt nu lacuri, sunt niște cascade foarte, foarte faine. Să facem baie și acolo, acolo e apa foarte, foarte rece. Nu am mai fost acolo, cred că de vreo 6 sau 7 ani. Și ia uitați-vă ce în față, în față este foarte nașpa. Vine praf, vine praf, trebuie să închid geamul. Trec tiruri multe pe aici și e foarte aiurea. Mamă, ce pară în cap. Da, ne-am lăsat mașinile aici și o să mergem undeva mai în față pentru că este accesul interzis, adică pur și simplu nu mai putem să trecem mai în față pentru că este blocat drumul pe aici. Și undeva la vreo 300-400 de metri mai în față sunt niște cascade, ca un fel de cascade artificiale super, super faine. Deci noi acum suntem la Siret. Siretul ăsta e foarte, foarte mare și are foarte multe locuri mișto. Aici e o pădure exact pe marginea râului. Iar locul unde am sărit e lacul de acumulare, adică barajul Siretului, ceva de genul. Și deși pare periculos, nu este, este periculos, dar pentru cineva care știe să nuate foarte bine și apa nu te trage deloc, pentru că nu are gheoluri sau să curgă, nu ai ce să pățești. Doar că nu încercați așa ceva acasă. Și o să-mi zică toată lumea acum că nu putem să încercăm așa ceva acasă pentru că nu avem acasă așa ceva. Da, știu, mi-au zis mulți în comentarii, de multe ori făceam asta și zicea, și că nu putem să facem asta, le-am zis să nu se suie pe clădiri. Și că nu putem să facem asta acasă, păi normal nu acasă, dar ai înțeles ideea, știi? Acasă, da, au ce în față. Pădure. Nu am mai trecut nimeni pe aici, e închis drumul. Iar eu sunt în chiloți, deci da, sunt în chiloți pentru că nu am boxer. La mine totul a fost spontan, deci a fost spontan. Și ca să nu mă plictisesc acasă sau prin oraș, după cum am zis, haide să merg la o baie. Și ne-am adunat vreo doi, fără să ne dăm seama și gata, mergem la baie. Mai avem încă puțin și ajungem, cred că am oculit cam un kilometru. Acolo, undeva pe partea aia, după partea asta, adică e barajul. Și de acolo am sărit eu mai devreme, doar că pe partea cealaltă. Deci vedeți unde curge apa. Apa curge pe acolo și în partea aia nu curge. Deci este închis exact, stați să vă arăt, exact acolo, la prima. La prima, pe undeva prin partea aia, pe acolo am sărit eu, da. Și acum o să mergem puțin mai în față pentru că acolo o să fie celelalte cascade foarte, foarte faine. Deci nu am mai fost în locul ăsta de 7 ani, sincer vă zic, eu și cu el. Nu am mai fost de 7 ani, pe el cheamă tot Bogdan, da, noi îi zicem Boghi. Și mamă, ce e pe aici, nu mai știu. Și nu am mai fost în locul ăsta de 7 ani, iar undeva pe acolo, exact pe acolo, erau niște bușteni foarte, foarte lungi, aduși de apă, undeva de prin munți, cred, aveau vreo 10-20 de metri și foarte groși. Băi, și mi-amintesc că alunecau, deci efectiv buștenii erau atât de alunecoși, încât noi ne dădeam pe ei ca pe gheață, să zic așa. Da, zici, tu ți-amintești? N-am luat-o bine, nu mai știu. Și hai că vă arăt tocmai o secvență despre ce e vorba, că o am pe undeva pe calculator, să vă uitați acum să vedeți. Deci ați văzut exact pe aici, exact în locurile astea am coborât acum. Erau buștenii aia foarte, foarte tare, deci mamă, deci făceam o grămadă de nebuni pe aici. Încă nu am ajuns la cascade, o să vedeți imediat. E apă foarte, foarte curată, deci e genială apa acolo, e foarte, foarte faină. Și zona, deci acolo e barajul și am ajuns undeva pe aici. Nu mai găsim locul, deci e junglă, frate, e schimbat total. Undeva prin partea asta trebuie să fie, doar că nu mai știu pe unde să o luăm. E prea multă buruiană, mâncați așa. Vai, mamă, ce e pe aici. E stufăriș de toate. Ba da, uite aici. Aici e, mă, bă, dar stai că e după asta. Deci, uite acolo e râul. Ce aici e râul? Și pe aici. Mamă, zici că e neagră, deci fii atent. Dar e curată. Mamă, ce fel, fii atent. Am ajuns. Am ajuns, dar acum trebuie să mergem pe aici. Pe aici. Uite, bă. Hai că am găsit. Ai fost în junglă. În junglă, suntem în junglă. Da, mamă, deci nu mai găsim locul exact. Ba da, mă, e undeva pe aici. Ce n-ai bă, frate, e schimbat total, bă, ești nebun. Uite, mă, pe aici. Vai, mamă, deci de când am mai fost aici. Uite-le, bă. Uite-le, bă, în față. Aici. Nu o să mă auziți? Mamă. Hai. Ia uite! Am ajuns! Mamă, ce tare e aici locul ăsta! Uai, e junglă! Deci e criminal acolo! E criminal! Și acum să ne băgăm la o baie pe acolo! Cât e de moale se topește, îmi intră degetul în smoală! Deci îmi intră degetul în smoală, fiți atenți!
E foarte, foarte cald. Nu mai fost de 7-8 ani, nu exagerez. Făceam aici, cred că prin 2009, baie la greu. Mamă, de ce genial. Vă spun că apa e foarte, foarte rece și o să cam înghețăm, pentru că e apă curgătoare, vine direct din izvor. Nu e legătură cu siretul, se varsă în siret. Dar oricum e super faină și e ceva făcut așa artificial, dar e foarte fain. Și o să ne băgăm pe sub cascadă, pe aici, pe sub apă. Acum e apa! Hai, fă inaugurarea! Cum te apici, bă? E rece! Deci e foarte, foarte rece și la picioare! Mamă, deci nu se compară cu apa din siret. Asta e foarte rece. Mamă, ce belei! Și o să mergem exact acolo, în mijloc. Vreau ca să mă bag pe dedesubt. Deci nu-mi vine să cred cât de... Op, stai că lunec! Cât de belea e locul ăsta. Deci vă spun, apa e foarte rece față de celelalte râuri, pentru că e direct din izvor, e foarte rece. Ceva de genul ca un râu de la munte. Dar e genială, pentru că la 40 de grade, cât este afară, te răcorești foarte, foarte mișto. Vai, mamă! Și cred că aș vrea să vă iau așa puțin. Vreau să mă bag pe sub cascadă pe acolo și mă tentează să vă iau cu mine, dar trebuie să am mare grijă cu camera. Deci e belea, e belea, belea apa, băi, super bună, super răcoroasă și mi-era dor de o baie de genul ăsta. Și s-au băgat acum și băieții, au avut curajul în sfârșit, deci haide, peștișoare la apă. Au început să le se strângă ouăle, deci se strâng așa coaiele de la apă, pentru că e rece, dar e super bună. Aici în spate e pădure, deci toată zona asta, kilometri întregi, e pădure de-a lungul râului. Și în partea aia și peste tot și sunt locuri de baie și, deci asta e o zonă de-a mea preferată, pentru că este apă lângă pădure, deci ca și cum ar fi o zonă perfectă, perfectă. Iar aici sunt foarte, foarte mulți șerpi, e o posibilitate mare ca să prind un șarpe, dar nu cred că am să caut acum, nu am chef, sincer. Da, mi-a trecut așa puțin din starea aia stresantă pe care o aveam, pentru că dacă stăteam acasă în oraș nu aveam ce să fac, mă plictiseam, pentru că la spital nu pot să stau, nu pot să o văd pe Sabina, nu pot să-l văd pe bebe, nu pot să le iau în brațe încă, deja e a doua zi, ieri prima azi a doua și încă nu pot să le iau în brațe și să mă bucur și eu de el, dar mai e cred că foarte puțin timp, mâine, poimine, nu știu, sperăm să-i dea drum mai repede acasă. Da, oricum, mă bag înapoi la baie pentru că e super apa și mai profităm de ziua asta foarte, foarte caniculară. Gata, baia și aici, vom schimba iarăși puțin locația. Băi, deci am multe amintiri aici, am venit odată, de fapt de multe ori, noi veneam aici, până aici veneam cu bicicletele și s-a strânit vântul și mi-amintesc că odată am făcut pană, deci am lăsat bicicleta în soare și când am plecat, exact când am ridicat-o să pornesc pe ea, a făcut explozie cauciucul, probabil din cauza că a stat prea mult în soare și a trebuit să merg vreo 15-20 de km până acasă, așa, pe jos, pe lângă bicicletă, da. Pe aici se varsă acel râu direct în siret și acum o să mergem aici în siret să facem și aici o baie. Deci nu știu de ce pare apa neagră aici, iar acolo e o diferență, e albastră. E ciudat, este un fel de mâl, dar nu e mâl, uitați-vă. Sunt niște alge, sunt niște alge care dau culoarea neagră, dar ele de fapt sunt verzi. Da, și tocmai acolo e barajul, deci uitați-vă, acolo e barajul. Pauză de apă rece, am oprit acum aici la o fântână să scoatem niște apă, să bem apă. Mamă, deci sunt foarte, foarte transpirat. Acum nu mai sunt ud, sunt transpirat și ce păr am în cap. Da, și am pornit spre casă, gata, baia, pentru că gata, numai, astăzi. Și să învârte roata, băi, cât e de mare. Hei, cou! Nu văd nimic. Bă, deci e prăfuită toată mașina, e praf. Ia uitați-vă, acum pot să scriu pe ea. Dâng, 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 dâng. E praf toată, pentru că acolo era numai dintre ăsta pe jos. Ia uitați-vă, tot drumul ăsta și pe acolo, deci undeva pe în spate pe acolo am venit. E numai praf. Și da, trebuie să mergem la spălat.
Viața e grea în România. Mă, cât e de bune. Proaspătă rece de la fântână. Am ajuns și eu acum acasă. Sunt foarte, foarte obosit, mamă, de ce am făcut astăzi baie. Cred că vreo 4 sau 5 ore prin vreo 4 locuri. Nu am filmat în fiecare loc, dar a fost foarte, foarte faină ziua. Deși mi-e ciudă pentru că nu mă lasă ca să-mi văd copilul. Nu mă lasă propriul meu copil să-l văd bine, dar îmi dau seama pentru că acolo totul e steril, e curat și trebuie ca să fie totul ok pentru bebeluș. Așa că, na, mai așteptăm încă o zi, două, maxim, sper să îi dea drumul cât mai repede Sabine acasă cu bebelu. Da, pentru că deja mi-e dor de el și cum poate să fie dor de o persoană pe care abia ai văzut o singură dată de două ori. De două ori, am văzut și azi puțin, da. Bine, ok, și astăzi acum am să închei acest vlog aici pentru că sunt foarte obosit și ne vedem la următoarele vloguri, așa că numai bine!